Oficialii mehedinteni au intensificat acțiunile de control pentru verificarea modului de respectare a măsurilor impuse în contextul stării de alertă. De asemenea, pentru a veni în sprijinul cetățenilor și a-i responsabiliza, polițiștii au distribuit weekendul trecut peste 500 de măști de protecție sanitară, în general persoanelor cu posibilități financiare reduse. Oficialii mehedinteni continuă verificările cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă. Acțiunea s-a desfășurat în piețele agroalimentare și târgul săptămânal veteran, fiind vizate zonele cu flux mare de persoane de pe raza municipiului Drobeta-Turnu Severin. Obiectivul principal a constatat atât în verificarea respectării prevederilor legale, cât și de informare a cetățenilor cu privire la conștientizarea adoptării unor măsuri de împiedicare a răspândirii COVID-19. Și din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, cu sprijinul DSP Mehedinți, jandarmilor și pompierilor, au desfășurat o activitate preventivă în piețele agroalimentare din municipiul Drobeta Turnul Severin. Scopul acestei activități este de conștientizare și responsabilizare a populației privind obligativitatea purtării măștii de protecție și a regulilor de distanțare fizică și socială în această perioadă. Totodată, în cadrul acestei acțiuni au fost distribuite 550 de măști de protecție. Acțiunile au în primul rând un rol de responsabilizare și conștientizare a cetățenilor cu privire la proiectele asociate nerespectării măsurilor de siguranță.